Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Bădescu, și seceta a pârjolit câmpurile, fermierii nu mai au ce să le dea de mâncare animalelor, în contextul și unor pene de curent, deci acestor blocaje, chiar în producția internă, putem să ne gândim că și pe fondul acestor probleme scumpirile ar putea să vină în lanț? Există această posibilitate, dar nu asta e principalul factor de creștere a scumpirilor, dar de creșterea prețurilor, ci expansiunea monetară. Dar, sigur că dacă ai o producție mai mică, pentru că activitatea umană e mai redusă și pentru că rezultatele factorului de producție natură, adică pământul și așa, sunt mai reduse, scade cantitatea de bunuri și servicii, masa monetară dacă nu scade, poate influența creșterea prețurilor. Dar vă sperea acest anunț al Ministrului Energiei cum că am putea asista la un blackout din cauza caniculei? Sincer, nu am înțeles că ar fi iminent, adică cred că îngrijorarea e un pic mai mare decât realitatea, dar poate să existe această posibilitate. Acum, comparând cu alte țări, în mod normal, din regiune sau din Europa, România are toate sursele de energie posibile. Deci ar trebui să fie, în mod normal, cel mai puțin afectată de aceste chestiuni.